Eu cred că dragostea de cărți nu e ceva ce dobândești de-a lungul timpului. E ceva cu care te naști. Îți circulă prin sânge asemenea unui microb. Am auzit prea mulți oameni zicând: îmi place să citesc, dar nu am suficient timp. Așa că citesc foarte puțin. Eu nu trebuie să-mi fac timp. Port veșnic o carte cu mine, așa cum alte domnișoare își poartă produsele cosmetice. Le sunt recunoscătoare cărților. Am acumulat experiență de viață de fiecare dată când am trăit eu în locul unui personaj, când am râs, când am plâns sau am suferit neștiind ce decizie să iau. Pentru mine cărțile sunt prieteni cu care am crescut, prieteni cu care îmi petrec cel mai mult timp, cum s-ar zice, prieteni de viață. This is my final song.